Bine v-am găsit! Astăzi vom citi câteva fragmente din povestea Vrăjitorul din Oz și vom povesti mai apoi evenimentele din text, într-o ordine cronologică, folosind cuvinte cheie. Haideți să începem! Fii foarte atent! Dorothy, cățelușul Toto și Speliecior porniră la drum. Deodată, Dorothy se înfioră auzind un geamăt adânc. După câțiva pași, descoperiră un om de tinichea care stătea rezemat de un copac. Dumneata, te voi tai? Întrebă Dorothy. Da, gem aici de mai bine de un an. Nimeni nu m-a ajutat. După ce îi unge încheieturile cu uleiul din bidon, Dorothy îi spuse că merg spre orașul de Smarald, la Vrăjitorul din Oz. Eu îmi doresc să mă trimite acasă, de unde m-a răpit ciclonul, iar Speriecior vrea un pic de minte, zise Dorothy. Eu aș vrea o inimă, zise omul de tinichea. Și porniră cu toții la drum. Ați observat cuvintele marcate cu roșu? Acestea erau: după câțiva pași, după ce și. Oare cuvintele marcate cu roșu vă vor ajuta să povestiți? Ce rol au aceste cuvinte? La care dintre evenimente fac referire cuvintele cheie întâlnite? După câțiva pași, se precizează întâlnirea dintre Dorothy și omul de tinichea. După ce îi unge încheieturile, Dorothy află dorința omului de tinichea. Și pornirea ni se prezintă călătoria celor patru prieteni înspre orașul de Smarald. Pentru a putea să povestiți, puteți să vă folosiți și de alte cuvinte. Iată-le! Toate cuvintele de mai jos vă ajută să vă stabiliți o ordine a evenimentelor derulate. Puteți începe povestirea cu: la început, mai întâi, prima dată. Apoi puteți continua să povestiți folosind cuvintele: după aceea, apoi. Iar la final puteți încheia folosind: până la urmă, la final. Puteți închide ochii ca să vă imaginați toate evenimentele citite. Aceasta este o axă a timpului, iar cu ajutorul ei puteți localiza în timp și spațiu diferite evenimente. Iată cum putem povesti evenimentele din textul audiat. Dorothy, cățelușul Toto și Speriecior au pornit într-o călătorie înspre orașul de Smarald pentru a-l întâlni pe Vrăjitorul din Oz. Pe drum au întâlnit un om de tinichea. La început, Dorothy se înfioră de sunetul auzit, dar după ce află povestea lui, se hotărâ să-l ajute, ungându-i încheieturile. Apoi, Dorothy îi povesti unde dorește să ajungă și ce vor prietenii ei. Speriecior minte, iar ea să ajungă acasă, de unde a răpit-o ciclonul. După aceea, omul de tinichea dorește să li se alăture și să pornească în căutarea vrăjitorului pentru a primi și el o inimă. La final, pornesc împreună la drum. Nu uitați! Citim întotdeauna cu atenție textul. Pentru a povesti o întâmplare, ne organizăm propozițiile în funcție de ordinea desfășurării evenimentelor. Folosim cuvinte cheie care ne indică timpul. La început, mai întâi, după aceea, apoi, la final, până la urmă. Pe curând!